fiecare zi de marți, Ioana Ginghine trece pe la noi, este mamă, are o fată adolescentă și este acum aici să ne vorbească despre pericolele ascunse ale rețelelor sociale asupra copiilor și tinerilor în epoca internetului. Ioana chiar a făcut un ghid pentru părinți, chiar a găsit niște situații pe care vrea să le explice astăzi aici la noi la emisiune, așa că o poftim să fie alături de noi, pe nimeni alta decât influencerița, actrița, omul de televiziune, Ioana Ginghine. Altă și altă introducere. Da, adică, și deja... nu o să mă opresc aici, pentru că în fiecare marți, fermecătoarea Ioana Ginghine vine mulțumesc, alături de noi. Mulțumesc. Actriță, mamă, da, asta, deci soție. Mi-era și eu mult mai menea să intru, că mi-era rușine. Zic, soție. Doamne, chiar așa? Chiar de trei ori. Asta da. Să știi că am făcut 5 ani de când, a venit acea cutie cu vin acasă împreună cu Cristi seara. După ce deci asta împlinești 5 ani de când l-ai cunoscut pe al tău? L-ai cunoscusem, da, când practic a făcut primul pas. Așa, să... Și anume a trimis o cutie de vin pentru că este unul dintre cei mai tari somelieri și normal a trimis obiectul muncii. Da, păi da, m-au servise atunci la masă. Când ne-am întâlnit la întâlnirea de afaceri cu un pahar de vin, eu l-am întrebat ce fel de vin e și el a zis, arată-mi unde stai și se rezolvă. Și tu atunci ai crezut din prima clipă când ți-a făcut chestia asta că îți poate să fie ceva mai mult? Da, pentru că era chestia aia, că nu era pe cald, dar venise cu o mașină albă și cutia era și albă și mi s-a părut așa, ce romantic, cum a venit el, era târziu. Și l-ai poftit în casă? Nu, că era rupt, era... A, și ai zis mulțumesc? Da, și mi-a lăsat cutia, mi-a dus-o la așa. Și după aia? Și după aia dai seama, tot felul de mesaje, l-am ieșit vineri, adică asta s-a întâmplat undeva marți, luni, marți, ceva de da. Genul. Vineri am ieșit și pe aia, na, au mers lucrurile. Și vinul ăla l-ai băut până te-ai văzut cu el singură sau... Nu pur... cred. Sau l-ai băut cu el? Sau ai băut cu el vinul? Am băut și cu el vinul. Iată, oameni buni, ce poate să facă un vin și 5 ani de relație pentru Ioana Ginghine. Și faptul că am scris eu prima, că el n-ar fi îndrăznit să... Deci ai făcut primul pas. Da, eu am făcut primul pas, adică i-am scris ce vin e, pot să mi-l recomand și mie că mi-a plăcut foarte mult. Și asta... Atunci... Gata. Fără număr, mesaje fără număr. Atunci... De asta zic, deci, fetelor, să aveți curaj, să nu vă așteptați așa să vă scrie el, că poate eu zice, bă, să nu zic asta, că sunt tot obsedat, că mă dau și la să ea, nu deranjez. Că... Da, că nu știu ce, na. Vorbim despre rețelele de socializare cu Ioana Ginghine, care este mamă, și în același timp să povestim puțin despre capcanele rețelelor de socializare pentru adolescenți și nu numai. Am înțeles că ai un ghid. Nu numai că am un ghid, vreau să vorbim că numai din prisma, că eu am una și bună acasă, dar eu lucrez de 20 de ani cu adolescenți, fac cursul de actorie. Da. Și cumva le-am tot auzit diverse povești, pentru că de multe ori se deschid mai mult față de mine decât acasă. De părinți. Și numai ce am observat eu la adolescenții noștri este că ei nu-și mai doresc să, nu știu, vreau să fiu inginer, vreau să fiu actriță, vreau să fiu, nu știu, prezentator TV, ei vreau să fie influencer. Sau vreau să am să fiu slabă. Vreau să știi, adică nu pentru mai că e... vezi diferite da, persoane că... pe rețele de socializare care îi duc în zona asta, nu? Da, dar știi care e chestia? Că nu neapărat asta e problema. Problema este că noi ca oameni simțim nevoia ca să... Deci tu ca să ai încredere în sine, tu poți să zici că mama și tata cât vrei tu, că ești cel mai frumos, cel mai minunat, cel mai drăguț, cel mai... Dacă tu nu ai anumite victorii mici ale tale... Tu nu o să ai încredere în tine. Dacă ție nu zice profesorul de matematică că ești bun la matematică, poate să zică mama de 10 ori că ești bun la matematică, tu nu o să o crezi pe mama. Știi? Recunoașterea trebuie să vină din alte zone. Mai câștigi un concurs, mai te laudă prin la școală, adică e altă... Și asta, copiii nu-și mai doresc acum meserii, ca, și de aia ajung niște... După aia, e riscul să ajungă niște adulți distruși. Depresiv, de aia sunt depresiv, pentru că ei nu mai au... noi ne dorim să fim, să însemnăm ceva în societate. Toți ne dorim să însemnăm ceva. Nu, uite, poate vin aici la tine că vreau să zic că lumea, ia uite-mă aia, toată ziua e la televizor. Deci, noi vrem să însemnăm ceva pentru oamenii din jur. Dacă tu, viața ta, o viață normală nu este o viață doar să călătorești, doar să te îmbraci, doar să te machiezi, doar să spui genuțe, adică viața normală vine la pachet cu, nu știu, uite tu, că muncești vorba aia, tu nu poți să pleci în vacanță cât pleacă influencerii și dacă vrei, n-ai cum. Îmi pare rău pentru tine. Mi-am ales altă meserie decât... De multe ori mă gândesc la tine, știi? Că tu ca să fii genul ăsta de influencer unde mă duc acum oricând, oricum, într-o vacanță, înseamnă că tu nu ai o meserie. Vorba lui mama, unde ți-e, domne, cartea de muncă? Avem aceeași întrebare și din partea prietenei noastre, Peggy, pentru diferiți tiktoker care vin aici. Bă, unde au cartea de muncă? Da, pentru că eu n-am
să te apuci de influențăreală. Am o colegă la teatru care face make-up artist, chiar vreau să facem chestii împreună, că e foarte creativă, dar ea este make-up artist, lucrează la teatru Ion Creangă. Și legat de asta, mai machiază, mai asta și... Cum o cheamă? O cheamă Mara, nu știu mai departe. Mara. Mara, dar o găsiți la mine, că vrem să facem ceva drăguț de Halloween. Foarte frumos. Ideea e în felul următor, oameni buni, puteți să ne scrieți și dumneavoastră mesaje despre cum vedeți aceste lucruri din ultima perioadă, nu? În social media, pentru că foarte mulți copii tu spui că sunt influențați pentru că îi văd doar porțiuni din viețile oamenilor, adică văd doar porțiunea când s-a dus în vacanță, doar porțiunea când și-a cumpărat ceva, doar porțiunea când e la restaurant, adică nu văd că oamenii mai au și alte servicii și altă muncă, unii dintre ei. Unii, că mulți nu au, multe nu au. Și vreau să zic că asta nu este bine. Eu am prietene care nici măcar nu sunt influencer, nu sunt nimic, dar stau acasă și au grijă de copiii lor, având niște iubiți și soți care au foarte mulți bani. Da, și dacă tu vezi din exterior viața lor, ai senzația, Doamne, ce aș vrea și eu viața ei, pentru că e numai la salon, numai cu multe bone, cu, ți-am zis, aranjate, scoase din cutie, dar când stai de vorbă cu ele, ele sunt speriate de-a dreptul. De speriate de-a dreptul că în momentul în care, de asta se și duc atâta la salon, în momentul în care se va duce frumusețea, ele nu mai au nimic. Am văzut că a fost aici, Cori Grămescu, este prietena mea. Ea mi-a spus când a fost în Miami. Acolo e plin de femei frumoase, tinere și în vârstă, dar frumoase, toate scoase din cutie, triste că nu fac nimic, sunt dependente de bărbații cu care sunt, care le înșeală, nu le respectă, le țin acolo efectiv ca un bibelou. Or, tinerele care se uită la genul ăsta de influențări și își doresc să fie doar, vreau să călătoresc. Adică nu vreau, nu vor să fie make-up artist sau actriță sau avocat sau nu știu. Vreau să călătoresc, vreau să îmi permit să mă duc să-mi cumpăr multe cosmetice. În momentul ăla riscă să nu devină nimic, adică nici influență, nu e așa ușor să fie. Uite, oamenii îmi dau mesaje și zice cineva, zice, dom'le, păi societatea asta oferă datorită internetului. Ce mai vedea să se ducă tinerii la croitorie sau la altceva, știi? Pentru că toată lumea, de fapt, alege cartea scursă, știi? Păi da, dar ideea este că asta era ghidul despre care tu vorbeai, că nu trebuie, adică în niciun caz nu se pune în problema să-și gata, ți-a închis internetul, de acum nu te mai uiți. Ideea e să discuți. Uite, și eu și aseară am vorbit cu Ruxi. Măi, Ruxi, cum vezi tu viața asta? Ce vrei de la viață? Păi uite, eu văd așa, că m-aș face regizor, că... Dar cum? Care-i planul tău? Hai să vedem. Păi că uite, mă gândesc acum să următoarea etapă să dau la scenografie, se poate la Tonița să fie și să mă duc la scenografie. Da, dar zic, n-ai media tocmai de scenografie, se intră cu media cea mai bună, știi? Păi da, dar mă gândesc să-mi fac un book de schițe și dacă n-am media să mă duc la profesor. Adică și stăm, niciun caz nu mă apuc să-i dau o lecție, adică să zic, prost, greșit, totul, nu, la ce te uiți, la cine? Aia, dă-o încolo. Nu, ideea este să stai tot timpul să-i explici copilului cât de important este să aibă aceste mici victorii. Da. Vreau să citesc o știre, a dat chiar un telespectator mesaj mai devreme și ne-a spus, ați aflat știrea despre astăzi, despre fetița de 15 ani și acum deschid știrea, am căutat-o, am primit mesajul în timp ce vorbeam. Fată de 15 ani din Călăraș, găsită moartă în casă, adolescența ar fi încercat o provocare de pe TikTok. Doamne ferește, dar pe mine, fai de cap. Deci, nu știu dacă știi cazul ăla din Neamț, eu n-am dormit vreo 3 zile, 3 nopți în care am citit, era o fată care învăța bine, olimpică, s-a dus nu știu unde, era din Neamț, țin minte că am rămas asta. Părinții n-au cu încredere în ea, că i-au zis, mă duc cu profesoara și n-au controlat-o, știi? Mă duc cu profesoara, nu știu ce, cantonament, ți-am zis, super deșteaptă și așa. Și s-a dus undeva, s-a întâlnit cu un tip care se pare că au încercat niște substanțe și tot așa a murit. Așa, asta, adică deci foarte, asta mi se pare... E foarte periculos pentru că, uite, aici, genul ăsta de provocări și se pare că aici, la adolescenta din Călăraș, a fost vorba și de bullying, știi? Pentru că odată ce ești expus pe rețelele astea de socializare, apar și tot felul de oameni care te jignesc, te atacă și dacă tu nu stai bine pe psihic, cedezi la un moment dat și la un moment dat cazi în tot felul de capcane și mai ales pentru adolescență ăsta e un pericol foarte mare. Păi am înțeles că și tu ai fost invitat, am fost și eu în acel program unde am vorbit prin școli. Da, am fost de la școală, așa. Violența. Da, a fost foarte... A fost foarte interesant, nu știu cum a fost a și la tine. A fost foarte interesant, a fost la o școală din Ilfov cu cei de la poliție, m-au rugat să merg să vorbesc cu oameni de acolo despre bullying și despre tot felul de provocări ale adolescenților și la un moment dat erau plin, așa, mulți, că se înțeles mai multe clase și am zis, care dintre voi dă mesaje negative pe internet colegilor sau cine lasă mesaje negative? Să ridicem mâna sus. Nimeni.
Zic eu, dar cine primește mesaje negative pe net? Primiți mesaje? Da, și toată lumea era cu mâinile pe sus. Adică, stai un pic, dacă toată lumea primește mesaje și ele se dau undeva. Și apoi, pentru că a fost o discuție foarte faină de prietenie cu ei, da, dom'le, mai dăm și noi, că parcă vrei să-l mai atași pe ăla, să mai spui de ăla, știi? Păi, la Goethe a fost un caz în care o fetiță, știu foarte bine cazul pentru că fetița venea și la mine la cursurile de actorie, i-au făcut o pagină falsă în care își băteau joc de ea. Adică îi puneau meme, ori o puneau distorsionată, știi? Și până s-a prins fata, până și după aia n-am mai vrut să meargă la școală, măi. Îți dai seama, adică ea nu mai vrea să meargă la școală. Există o lege care se numește, cred că legea 26, e o lege din aprilie, care este despre hărțuirea în online. Mă rog, mulți de la poliție nu știu despre ea. Dar e o lege pe care poate foarte mulți părinți, dacă ar studia-o, ar putea să obțină tot felul de blocări ale anumitor conturi sau să se oprească tot felul de oameni care te jignesc sau să fac tot felul de lucruri. Că se numește hărțuire online, știi? Da, mie mi se pare că e o, așa, o luptă cu morile de vânt și că singurul lucru pe care poți să-l faci este tu acasă cu, cu copilul, părintele cu copilul, să aibă discuții și tu să vezi de la prima, că de multe ori copiii nu ne povestesc. Nu spun, că zic ce, să o mai amărăsc pe mama, după aia se duce la școală, poate îmi face mai rău, știi? Și e bine de exemplu, uite, de exemplu acum, înainte să intru în emisiune, Ruxy m-a sunat să-mi spună o chestie din asta, dar m-a rugat, nu vorbești cu nimeni, nu spui cu nimeni, să vedem ce se întâmplă. Nu o să fac, nu o să vorbesc, știi? Deși, vai, îmi vine să sun, să dau telefoane, să nu știu. Dar faptul că mie mi-a spus, eu nu o să-i calc încredere, adică noi trebuie să știm tocmai ca să, de la primul semn de alarmă, să știi ce e în sufletelul copilului. Uite, ca să nu se ajungă la... Cineva dă mesaj și zice foarte adevărat ce spune Ioana Gingin, adolescenții au nevoie de părinți care să-i asculte și să le ofere timp. Da. Pentru că totul pleacă și de aici. Deci eu, nu, mie nu-mi vine să cred că sunt foarte mulți părinți care zic, a, deja are 14 ani, nu mai are nevoie de mine, se închide în casă, da. Dar după ușa aia, el trebuie să știe că tu ești acolo. S-ar putea în ziua aia să nu-și ceară nimic. Dar faptul că, nu știu, poate tu bagi o farfurie cu mâncare caldă și după aia pleci, el știe, da, părintele meu e acolo și eu sunt în siguranță. Uite, de exemplu, acum s-a dus la o petrecere peste noapte, au început petrecerile astea unde prieteni, da, 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 sunt de prieteni, fac 18 ani și eu sunt cam, deci nu dorm în noaptea aia. Dar eu, înainte să-i zic, vezi că telefonul meu nu e pe silent, eu nu am băut. Îi zic și asta, adică pot să vin cu mașina în sensul ăsta. Știu că sunt ciudat, dar fiind sâmbătă seară, poate mai bei un pahar de vin. Îi zic, eu nu mi-am dat telefonul pe silent, nu am băut nimic. Orice nu te simți în confort, m-ai sunat și am venit acolo imediat. Nici nu trebuie să-mi povestești ce. Am venit, te-am luat și mergem acasă. Știi? Cineva te felicită pentru asociația Împlinim Destine, unde te așteaptă, felicitări pentru implicare. Cineva zice că ești superbă. Sunt foarte multe mesaje. Uite, datorită internetului, o fată de 15 ani și-a pus capăt zilelor în urma unui pariu. Era din dor mărunt călăraș. Da, uite, se face așa, se zbârlește pielea pe tine. Și că să vedeți ce se întâmplă în școli cu bullying-ul ăsta, că ce vedeți pe rețelele de socializare este parfum pe lângă cum se jignesc copiii în școli și cum se atacă. Da, știu. Da, știu că am acasă și când îmi povestește, mi se face așa. Pentru că știi care e chestia? Și noi aveam parte. Dar la noi parcă era mai, nu știu, îi dădeai un șut, îi mai trăgeai o palmă și cam asta era. Adică nu erau cuvinte de alea să pleci acasă așa amărât și supărat, să te gândești la... Uite, cineva zice, copilul meu e agresat de o fată încă de la grădiniță, acum e în clasa 1 și fata aia la fel, încă lovește. Doamna învățătoare spune că al meu fabulează, directoarea spune că se mai întâmplă, unde să mergem? Ăsta e încă bullying de la grădiniță. Da, aici ar trebui să discutați și cu părinții copilului ca să... Am un nepoțel și tot timpul îi spun să nu se bage în seamă cu nimeni, dar alți copii se iau de el. Pentru că sunt și copii de ăștia care sunt mai curajoși și îi jignesc pe ceilalți. Da, da. De tine pe rețele de socializare se ia cineva? Nu pot să zic că am așa. Sau te mai afectează dacă zice cineva ceva? Depinde de la cine vine. De la un necunoscut. Dacă vine de la un necunoscut, da. Dacă vine de la cineva cu care... Că eu am legat niște prietenii cu niște oameni, cu femei mai ales, pe rețelele de socializare pe care nu le cunosc, dar cu care am vorbit, orică e mesaj vocal, orică... Adică am tot vorbit, da. Știi? Și dacă îmi zic ele, cumva mă supăr. Adică le zic, ai mă, adică eu ți-am răspuns și am vorbit și am fost drăguță și tocmai mi-o dai așa, puteai să o dai. Dar ori pe mesaj privat, ori mai... Da, da. Mai... A, că nu mi-am dat seama că le legrăm. Dar alea mă deranjează. Astea care mai, nu știu, mai zic unul. Unii nu înțeleg ce ai postat acolo și zic o chestie de pun un din ăla.
Da, ce ai vrut să zici? Da, persoane care se aude, de exemplu, de aspectul tău fizic sau de lucrurile care te privesc pe tine, te doare asta? Nu, nu te doare. Pentru că la adolescența asta se întâmplă de foarte multe ori. Băi, ești gras, ești, te-ai tuns prost, nu stă freza, uite cum arăți. Da, și asta e pericolul, mai ales la fete. Mi se pare exact asta când urmăresc rețelele de socializare, fetele astea. Mie mi se pare o prostie ca tu la 14 ani, bine, să nu fii acum să ai probleme cu greutatea, să fii obez. Dar dacă tu ești în parametri, mie mi se pare o prostie ca tu la 14 ani, în loc să te gândești ce prieteni ai, ce activități ai, să te preocupe cum să fiu, cum să-mi pun mai nu știu ce unghii, cum să-mi fac nu știu, cum să fiu ca aia din... de pe Instagram. Mi se pare vârsta la care n-ar trebui. Lasă-l după ce îmbătrânești, că nu ai ce să faci. Dacă ești, dar ele noi nu deja făceam frumoase, la fel, oare? Ne uitam și noi la oameni pe care poate admiram sau îi vedeam la televizor sau prin ziare și reviste și vroiam să fim ca ei? Eu vreau să fiu ca Angela Similia. Deci vezi? Tu vrei să fii ca Angela Similia? Da, eram și creață așa și mi se părea că eu așa o să fiu ca ea. Dar să știi că nu m-am machiat prima dată când am venit aici, în București. Adică, dar era așa toată lumea. Adică nu e că nu mă machiam eu și restul... De asta spun, toți am avut niște oameni pe care îi urmăream. Mi-am aminte că îmi plăcea Nirvana. Ascultam la școală, la liceu, Nirvana și îmi plăcea de Kurt Cobain, știi, solistul. Și avea un plover maro așa, dacă n-am făcut și o roz de un plover de la, am purtat un an de zile, nu mai dădeam jos de pe mine, știi? Și trăgeam la mânecuți, așa. Cu Madonna și cu... Și tot așa eram un fel de răzvrătită în liceu, că veneam cu câte o mănușă de aia de plasă și, bine, în față de cum se îmbracă acum copiii, eu eram decentă. Dar faptul că veneam doar cu mănușa aia și n-aveam două, era deja... Na. Eu sunt în clasa a șasea și iau bullying. Am vorbit cu părinții mei și cu mama fetei, dar mama ei începe să râde și nu ne mă bagă în seamă. Da. Un portochelar spune că sunt oarbă și cu ei. Da, eu am făcut o campanie la un moment dat, nu știu, tot așa ne-a rugat cineva și am spus, băi, e cool să porți ochelari, mă, adică, uite, și dacă ai ochelari, poți fi la televizor, poți să n-ai nicio treabă. Și sunt o grămadă de oameni care fac, nu știu, actori sau oameni care au o carieră faină și port ochelari, știi? Dar fiimea, la un moment dat, a avut, cred că undeva la 11-10 ani, i-am cumpărat ochelari, asta și-a dorit de ziua ei, ochelari. Și erau fake, adică voia să aibă ochelari cu aparatul și-a dorit să aibă. Da, acum e moda asta să porți sau să nu porți aparat dentar, da, știi? Da, adică mi se părea, eu nu știam cum să fug de aparat și ea era, vreau și eu aparat și cu nu știu ce elastice colorate. Uite, oamenii ne dau mesaje și spun, domnule, am încercat cu mama respectivei fete, cea care râdea de ea, dar nu vine la discuții, spune așa, e fimea mai energică și da, face, vă mulțumim mult pentru subiecte, e foarte important să fie cunoscute aceste lucruri, pentru că de câteodată părinții, noi ca părinți nu știm cum să reacționăm, știi? Cum reacționez când un profesor face bullying? Zice Andreea. Deci, vreau să zic, așa asta am vrut să zic astăzi neapărat. Poate cumva profesorii care văd, își schimbă viziunea asupra ce înseamnă a fi profesor. Am filmat anul ăsta într-un film și am întâlnit un regizor care a făcut școală aici și masterat în afară și mi-a zis, și că a fost discuția cu unde s-o trimit pe fimea și mi-a zis, măi, e o mare diferență și să spun de ce. Față de România. În România, profesor zice, eu știu totul, ascultă la mine cum să faci, că spun eu, vorbim de creativitate, actorie, regie, da? Acolo veneam și spuneam, mi-aș dori să fac un științific, o fantastic, să filmez pe aici, prin școală, ca nebunul, și zicea, hai să vedem ce iese, hai, foarte bună idee. Deci acolo profesorul e pe fă și hai să vedem ce iese, aici ce prostie asta. Asta, mă, că-ți spun eu cum e, îmi spui tu cum vrei tu să descoperi acum, păi spun eu cum e, știi? Și poate mai schimbă și profesorii chestia asta, să înțeleagă că și copiii ăștia nu sunt mașini și că trebuie să învețe doar lucrurile alea. Ioana este o femeie foarte frumoasă, foarte isteață, cu siguranță povestea ei din emisiunea de astăzi a deschis multe minți părinților, felicitări. Sunt foarte multe mesaje care vin în zona asta, știi? E foarte important, vă zic, să stați cu adolescenții de vorbă. Nu sunt mari. Deci e doar un copil într-un corp de adult. Ei sunt încă mici și sunt atât de fragili, mai ales acum când sunt atacați din toate părțile. Profesorii pe de-o parte, copiii pe de-altă parte, rețelele de socializare. Da. Cineva zice, bună ziua, toate se întâmplă pentru că poporul român este foarte rău, needucat, invidios.
Nu, se întâmplă în toate țările. Asta nu e problema românilor, se întâmplă efectiv în toate țările. De-aia și mulți actori, tot și din afară, am tot văzut că acum se promovează să nu ne mai luăm de corpul fizic al femeilor și al adolescenților. Vin niște mesaje, Ioana, dacă le citești, sunt cu multe probleme pentru părinți și pentru adolescenți, dar poate mai rămâi puțin cu noi. După publicitate vine și celebra doamnă doctoră Mihaela Bilic, care vorbește astăzi despre tranzitul intestinal, nu? Vorbim despre tot felul de lucruri. Mai rămâi cu noi, că voi, fetele, marțea, vă mai înțelegeți bine. Iar imediat domnul Mircea Joană la sosurile picante spune tot sau ia gura foc. Rămâne imediat să vedem cum stau lucrurile. În câteva secunde ne întoarcem.